Ești o persoană creativă cu o imaginație bogată, dorești să faci doar ceea ce consideri potrivit. Sociabilă și prietenoasă, ai un caracter optimist, iar veselia ta frenetică atrage interesul și admirația altora. Idealistă și generoasă, te vezi ca un erou nobil al cărui destin este să arate drumul celor care te urmează. Pe de-o parte, ești un umanist care răspunde nevoilor societății și se îngrijește de oameni și, pe de altă parte, te străduiești să lași o amprentă proprie asupra vieții. Într-un fel sau altul, trebuie să faci față incertitudinii din viața ta. Tu poți să te descurci cu rezolvarea problemelor care le-ai adunat, sau poți suferi periodic de o criză a propriei tale personalități, chinuită de îndoieli teribile despre tine însăți și despre locul tău în societate. Practic, ești cunoscătoarea tradițiilor și fundațiilor societății și, indiferent de direcția în care sunt îndreptate gândurile tale, te vei mișca în mod tradițional, conservator. În orice sferă de interes pentru tine, încerci să ajungi la origini, pentru a afla istoria subiectului astfel încât să nu existe nicio ambiguitate sau incertitudine. De fapt, studiezi temeinic subiectul și acest lucru este extrem de important nu numai în investigațiile polițienești, dar și în sfera comercială. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: noblețe, posesivitate, dezinteres, fiabilitate, talent. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul îi este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Optimismul, sociabilitatea și prietenia sunt cei trei piloni pe care se bazează caracterul tău. Ești un adevărat conducător, gata să conduci pe toți cei care sunt atrași de intenția și de setea ta pentru viață. Tu te percepi ca eroina cărei misiune este să deschidă calea pentru alții. De fapt, acest lucru nu este foarte necesar pentru alții, dar un astfel de scop nobil te ajută să te simți obligată să-i ajuți pe oameni și să-ți lași amprenta strălucitoare asupra acestei vieți. Uneori, te poți caracteriza prin îndoieli și chiar prin crize de vârstă, deoarece adesea ai nevoie de confirmarea relevanței și particularităților tale. În abordarea ta față de lume, ești foarte orientată spre minte, în consecință, viața ta emoțională poate rămâne neexprimată. Toate acestea conduc la faptul că printre cei născuți pe 23 iulie există o mulțime de persoane cu dizabilități mentale și dependențe dăunătoare, ceea ce nu este surprinzător, deoarece acestea sunt consecințele obișnuite ale suprimării sentimentelor. În loc să-ți dedici întreaga viață studiului problemelor ecumenice, ar fi mai util să te întorci spre propria lume interioară.
deoarece te poți concentra adesea asupra spiritualității și religiei superioare, dezvoltarea competențelor meditative nu va fi superfluă pentru tine. Dacă vei prefera în continuare problemele externe în detrimentul vieții interioare, nervozitatea și instabilitatea psihologică vor crește cu timpul. Ascunderea într-o coajă pregătită în avans nu este soluția. Ar trebui să faci o încercare conștientă de a-ți combina activitățile sociale cu propria viață emoțională. Adesea, relațiile pozitive cu un iubit sau cu un prieten devin o punte către lume. Pericolul de a deveni dependentă de o astfel de persoană, desigur, există, dar tu ai ceva de oferit partenerului tău, abilitatea de a rezolva probleme, compasiune, înțelegere, umanitate. Indiferent de gradul de conștiință de sine, trăiești periodic o etapă de îndoială. De fiecare dată când rezolvi întrebări dificile pentru tine însăți, devii și mai puternică. Dacă ai norocul să poți împărtăși viața ta interioară bogată cu ceilalți, eforturile tale în acest sens nu vor fi ignorate, ci răsplătite. Te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, autenticitate, bunătate, căldură, strălucire. Abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați. În acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 23 iulie soarta ta? Viața îți poate da o sarcină dificilă. Uneori este dificil pentru tine să găsești soluția corectă la problemele neașteptate. Poți face o greșeală prin alegerea opțiunii eronate. Poți fi în permanență stresată, îndoită de corectitudinea locului tău în viață și direcția aleasă. Tradițiile și obiceiurile naționale sunt de o mare importanță pentru tine, și chiar dacă în sufletul tău te străduiești pentru ceva nou, obiceiurile și ideile despre viață le păstrezi pe vechea cale bătută. În lucrarea ta, indiferent de zona în care se află aceasta, ajungi la originile muncii pe care ai început-o și te implici în toate detaliile care o însuțesc. În toate acțiunile tale, ești îndrumată de logică și bun simț, încercând să aduci evenimentele care te înconjoară sub unghiul tău de a vedea lumea. Tu încerci să-ți înăbuși emoțiile și sentimentele, deoarece acestea te împiedică să iei decizia corectă. Psihicul tău poate suferi de acest lucru, ceea ce poate duce în unele cazuri la consecințe ireparabile. Nu ar trebui să ai grijă atât de multe de problemele globale și să-ți îndrepți atenția asupra stării interioare a sufletului tău. Poți fi destul de religioasă și întrebări cu privire la structura existentă a lumii nu te lasă indiferentă. Apelul la metode non-standard de dezvoltare spirituală te va ajuta să realizezi armonie interioară și liniște. Dar prevalența problemelor pur materiale asupra senzațiilor tale interne va duce în mod inevitabil la un final tragic. Nu trebuie să te ascunzi sub chiuvetă pentru a scăpa de problemele care există în lumea reală. Trebuie să încerci să stabilești contacte cu propria viziune a lumii și cu împrejurările prezente în viața reală. Un suflet similar sau un suflet pereche poate deveni un astfel de dirijor în relațiile sociale, la influența căruia poți să te supui pe deplin. Acest lucru te va ajuta să-ți dezvolui calitățile spirituale prizoniere în interiorul tău, pentru a le permite să se manifeste, ceea ce va arăta personalitatea ta dintr-o parte neașteptată. Problemele apărute în viața ta întăresc doar spiritul tău și îți sporesc rezistența față de problemele viitoare. Dacă faci un efort și deschizi o parte din sufletul tău pentru cei mai apropiați oameni, ei te vor ajuta să privești lumea într-o lumină diferită. Dragoste și compatibilitate. Cu un spirit independent, nu poți fi fericit în relații care sunt limitate emoțional sau intelectual. Găsind un partener de viață, devii partener loial, iubitor, numai dacă ai o anumită libertate de acțiune. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți,
iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Particularitatea ta este că, în orice caz, te străduiești să ajungi la origini, să înțelegi relațiile cauză-efect. Această calitate este dificil de supraestimat în astfel de profesii ca om de știință sau, de exemplu, un investigator. Atunci când alegi o profesie, trebuie să ții cont și de disciplina, responsabilitatea și punctualitatea de care poți da tu dovadă. Alegerea corectă a activității te va ajuta să îți aplici toate cele mai bune calități în beneficiul societății și acest lucru este foarte important pentru tine. Dacă profesia este aleasă incorrect, pot exista crize permanente, pierderea interesului pentru munca ta, depresii și multe altele care sunt inerente oricui nu are ocazia să se realizeze pe sine. Poți fi un minunat psiholog, asistent social, avocat, medic. Dacă ai trecut prin testul unor probleme emoționale grave, poți oferi asistență neprețuită celor care au nevoie de sprijin psihologic. Bogăția ta spirituală atrage invariabil simpatiile celor din jurul tău și face comunicarea cu tine mai semnificativă, ceea ce te face să te simți involuntar simpatică. Sănătate și boli. Cel mai important lucru care ar putea amenința sănătatea ta este abuzul de antidepresive în timp ce bei alcool, te poți confrunta cu dificultăți în comportamentul psihosomatic și dependențe. În general, aproape toate problemele care apar cu sănătatea sunt asociate cu stresul și depășirea lui. Chiar și imunizarea în consumul de alimente este doar necesitatea de a confisca stresul zilnic. Ajutorul pentru a scăpa de toate aceste lucruri poate fi oferit prin sfaturi calificate și terapie de dependențe în timp util, dar, în orice caz, soluția fundamentală a problemei îți revine în întregime. Trebuie evitată administrarea medicamentelor care nu sunt prescrise de un medic, precum și alcoolul. Dacă se recomandă antidepresive, acestea trebuie utilizate foarte atent. Dacă înveți să faci față stărilor depresive și stresului cu ajutorul yoga, practicile de respirație sau prin aderarea la o dietă specială, te vei elibera de numeroasele dificultăți legate de a merge la medic, de a fi examinată și de a trata boli. Un interes sănătos în bucătările din diferite țări este foarte binevenit, este util să dezvolți abilități culinare, mai ales că schimbul de informații la masă este util pentru confortul spiritual. Este deosebit de important pentru tine să simți nevoia ta pentru alții. În ceea ce privește exercițiile fizice, ți se recomandă mersul pe jos, ciclismul, tenisul și notul. Soarta și norocul. Ești activă, intenționată, îți duci obiectivele cu demnitate, nu te dai peste cap pentru a rezolva ceva. Trebuie să înveți să fii mai moale, mai diplomată, și atunci nu vor exista obstacole pentru tine nicăieri și niciodată. În viață, ești norocoasă, ai interese multiple. În viața de familie, vei fi fericită dacă vei găsi un partener sufletesc care te înțelege. În sfera financiară ești bine, știi cum să faci bani. Sfaturi pentru tine. Găsește un echilibru în toate, în emoții și raționalitate, în propria ta lume interioară și în realitatea din jur, spiritualitate și practică. Astfel scapi de demonii interiori care te pot face să-ți pierzi mințile. Nu încerca să rezolvi toate problemele deodată.
Acordă o atenție suficientă rezolvării propriei tale probleme. Învață să lași lucrurile să-și urmeze cursul. Nu este necesar să-ți impui o povară suplimentară. Acordă mai multă atenție stării sufletului tău și nu te concentra asupra problemelor inevitabile. Dacă nu reușești să schimbi situația existentă, ai două opțiuni: accepta acest lucru sau ia-ți libertatea de a-ți schimba complet viața și de a folosi circumstanțe negative în avantajul tău. Învață să lași de la tine în anumite privințe. Evită să-ți faci griji atunci când nu este necesar. Lasă deoparte, măcar pentru o vreme, criticile și judecățile. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou,
atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.